Am venit, o băga și lupul, una. Tot așa închisă la culoare, tot o gută. Nu mă uitați, asta n-are penii pe picioare. Dar vă arăși pe cealaltă în mână, dacă vreți, să le vedeți una lângă alta. Asta nu are ochii albi, dar și asta e cu bronzuri. Și asta s-ar putea să fie purtătoare de roșu recesiv. Și bănuiesc că sunt surori. Fii atent că asta e tot la a treia pană. Adică ultimele trei. Dacă nu surori, măcar de o vârstă îs. Nu știu ce să zic. Na, la asta am apucat să filmez un pic până aer și pe acoperiș. N-am apucat să... Deci bine, dacă veneam să pun telefonul aici să filmăm cum intră, posibil că o fi... aș fi speriat-o. Și nici n-am avut chef, am fost... Eram la o pauză de țigar. Sănătoasă, bun. Eu lăsăm un pic în boxă să se bucure de ea. Un pic. Și îl lăsăm un pic și pe prinț afară. El nu a fost de mult. El nu a fost de mult și încă nu și-a dat drumul. Dacă aș fi putut să o filmez pe asta, ați fi observat ceea ce eu știu deja de ceva vreme. Ce vă spuneam și pe clipul ăla cu începem. În momentul când a ajuns aici, o trebuie să pună piciorul pe grătar să o oprea, nu se ducea mai departe. O trebuie să intre de vreo 4-5 ori până când și-a făcut curaj să calce pe grătar. De vreo 4-5 ori. Bine, și când a venit, a fost o porumbiță destul de reticentă. Eu am văzut că cum bătea aripa cu el în aer, am văzut că era deschisă la împerechere, o adus-o pe bune, deci o lucrat-o. Atâta numai că ei nu-s toate la fel. Unele intră de nebune, nu le interesează pe ce calcă și ăsta, dar oricum, la astea reticente, la astea care sunt mai suspicioase, la astea poți să-ți faci un pic de idee. Ce le place, ce nu le place, cum să faci setup-ul și cum să faci automatica să-ți fie mai ușor, să intre. Mie cel puțin cel mai mie îmi place. Ce-mi place mie îmi place la cutie. Da. Mâine o să-i zburăm pe ăștia, dar la cutie. Tot pe ăștia. Scot pe exact la fel, în același sistem. Dimineața tancul, pac. După aia scoatem pe lupul, după aia scoatem pe prinț. Dar o să meargă, bineînțeles. Prințul nici nu vrea să iasă din boxă, n-are. Prințul e la penultima remigă de schimbat. Și... Nu-i prea în formă. Ei, cred că la el a început din împărluirea aia la altă, că e și plin de fulgi acolo jos, pe fundul sertarului. Își revine el. Păi când vine vremea mai bogată în capturi, toamna, mai bogată, zic eu. La mine așa a mers. Am avut și în primăvară, a fost. Bine, a fost chiar, nu era chiar primăvară. Ianuarie, februarie. A mers bine. După aia, martie, când a început să se împerecheze guțanii, s-a scăpat. Cred că totuși o iau de la el. Că... O bate un pic. Eu lăsăm. Ceau, amigita. Eu mai lăsăm.